am cum să-ți explic chestia asta. Nu știu, așa ce mi-a venit. Mihai, bună dimineața. Apasă, tinere. Înainte de deces. O spun din tot sufletul meu. Românii mei vor înțelege că o spun în sensul bun. Du-te, Coborii jos, Lucea, fără blând. Da, după ce am să votez, am să mă duc un pic să plâng într-un colț. Vezi să nu greșești. Fai de mea, cum făcea ăla? Ai, ai, ai. Felice. Vai de capul și de zilele mele. It was the best thing I have ever seen in my entire career as a judge here. Nici francezul nu m-a impresionat așa de tare. Și până în momentul de față, cred că francezul mă impresionează cel mai mult dintre toți concurenții de până acum. Master. Amazing. I have a great respect for Japanese culture and traditions. I already voted you. Sambap. Deci omul ăsta... Sambap, trebuie să vă spun în limba română. Deci la cum face omul ăsta să zboare verighetele? Nu mai contează nimic, deci a rămas marcat. A făcut un număr de magie care pe mine m-a lăsat fără cuvinte. Sunt convins că sunt mii de numere de magie terifiante, comice, interesante, dar băiatul ăsta stăpânește foarte bine relația cu publicul. Mulțumesc! A avut o naturalețe pe care noi nu am văzut-o până acum. A zâmbit tot timpul, deci chiar a dat o stare de bine tuturor celor din sală. Da, merită! Cel mai bun moment de magie de la Ai Umor! Ca umor, deci lăsăm o parte magie. Cum a subliniat el fiecare moment și cum a dat culoare și sens umoristic în fiecare chestie de genul ăsta, a fost... Asta mi s-a părut opera de artă, știi? Mulțumesc! Ciao! Japoneze pentru final. Votați Japan. Made in Japan. Arigato gozaimashita. You were as sharp as a katana. Come here, please. Come here. That was amazing. Let me put your bike here. You had the judges on the table. Bă, m-a lăsat așa, într-o stare. Este adevărat că a făcut vreo două, trei lucruri pe care nu le-am mai văzut, nu le-am înțeles, mi s-au părut magnifice, mi s-au părut nefirești. Nu, deci faza aia n-am mai văzut-o în viața asta, deci nu înțeleg cum face, deci este... Probabil subiectele foarte ușoare, dar nu înțeleg cum poți să facă chestia aia, pentru că m-a înspăimântat. O secundă am fost așa. Băi, dar fii atent că la aia cu inelul, tu erai, ai venit aici aproape, nu? Da. Era în fața mea treaba. Da, m-am văzut, eram... Îmi cățești. Poate lumea râde în momentul ăsta. Da, mă, știu cum a făcut sau am mai văzut. Eu am fost impresionat în momentul ăla. Așa cred, da. Uite, a trecut și câteva ore de rând. Da, așa cred eu.